Pe final de campionat a apărut zvonul că echipa vasluiană ar vrea să salveze de la retrogradare veșnica rivală CSMS Iași. Finanțatorul galbenverzilor neagă însă orice astfel de implicare. Mai sunt două jocuri și e normal și obligatoriu să le câștige. Dacă până la urmă nu te clasezi nicăieri, ținând cont de foarte multe speculații și le recomand celor care fac speculații că pentru ultima etapă să stea liniștiți că Vaslui va juca. Și indiferent cine va avea nevoie de puncte, noi nu suntem pentru nimeni, nici un fel de comunitate de ajutor reciproc sau nu știu cum vreți să spuneți dumneavoastră. Deci Vaslui va juca fotbal pentru că asta este normal să se întâmple. Nici Gabi Balin nu-și dorește să cedeze meciurile de pe final de campionat. Mai sunt meciuri de jucat și nu o să le jucăm la mișto, cum spunem. Adică trebuie să le jucăm, să încercăm să scoatem maximum din ele. Vasluiul mai are două meciuri de disputat, iar în cazul în care ar obține două victorii, cele 6 puncte strânse, i-ar aduce la egalitate de puncte 58 cu formația de pe locul 4. Politehnica Iași se află pe locul 17 în Liga 1 cu 26 de puncte, iar următoarele două locuri ar putea o salva de la retrogradare.